În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vă provoc să răspundem la o întrebare, dar nu este o întrebare teoretică, nu este nicio întrebare dogmatică, nu este nicio întrebare la care să răspunzi cu da sau nu, ci o întrebare care să intre în adâncul nostru și să producă acea conștientizare de care avem atâta nevoie. Aș vrea să răspundem la întrebarea: cine mai are astăzi credință? Și aș vrea să fiți atenți, să nu vă grăbiți cu răspunsuri din astea ca la grădiniță. Eu, nu. Cine mai are astăzi credință? Societatea în care trăim și secolul în care trăim ne-a învățat să trăim fără credință. Și o să și exemplific câteva lucruri. Nu mai avem nevoie să ne rugăm pentru vindecare, că ne ajută doctorii. Nu mai avem nevoie să depindem atât de mult de Dumnezeu, pentru că ne ajută banii. Nu mai depindem niciunii de alții, pentru că de asemenea ne ajută banii. Dacă venim la biserică, totul funcționează după un anumit tipar. Nu este neapărat o nevoie sufletească, ci este mai degrabă o rutină pe care noi o desfășurăm. Oamenii lui Dumnezeu s-au transformat în profesioniști. Fie că vorbim de pastori, de prezbiteri, de slujbași, de muzicieni, de credincioși în biserică, toată lumea suntem profesioniști. Și totul este previzibil în închinarea noastră. Aș vrea să facem o mică călătorie în timp, la vremea lui Elisei, și să vedem ce înseamnă de fapt să ai credință. Pentru că însuși Mântuitorul și-a pus această întrebare, a pus această întrebare retorică. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Credeți că în mod întâmplător punea Mântuitorul întrebarea aceasta? Adică, hai să pun și eu o întrebare filozofică, să vă dau de gândit, a la Platon. Știți că Platon și Aristotel erau maestri ai întrebărilor, ai problemelor filozofice și puneau tot felul de întrebări și de probleme elevilor lor ca ei să le rezolve mental, să găsească răspunsuri. Însă nu cred că despre asta vorbește Mântuitorul acolo. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Și repet întrebarea, cine mai are astăzi credință? Când citesc despre viața lui Elisei, văd că acolo, și nu doar despre viața lui Elisei, este vorba despre un om dedicat 100% lui Dumnezeu. Adică nu poți să găsești în viața lui Elisei o breșă în care să spună: îmi iau și eu o pauză pentru business-ul meu, îmi iau și eu o pauză, o vacanță, un concediu. Nu, el este 100% în lucrarea lui Dumnezeu. El este 100% slujitorul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta mărește și mai mare distanța dintre noi și ceea ce vrea Dumnezeu. Cu siguranță că putem găsi foarte multe justificări și explicații, pentru că ne pricepem la din astea. Găsim și comentarii care să vorbească despre viețile credincioșilor și ale profeților și ale Scripturii. Și găsim foarte mulți interpreți să ne spună că astăzi nu mai este așa și este altfel. Și cu o explicație din asta simplistă, cum ai schimba macazul la tren, ați văzut cum se schimbă macazul, te-a deraiat total în altă direcție. Și de aici orice explicație este pertinentă, este plauzibilă, este acceptabilă. După înălțarea lui Ilie la cer și după ce Ilie l-a pus la încercare pe Elisei să vadă dacă este vrednic să primească această chemare de profet, a venit rândul lui Elisei să-și exercite credința și a mers prima dată la Iordan
ca să despice Iordanul așa cum făcuse Ilie. La început parcă s-a îndoit și el și chiar întreabă, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Dar totuși lovește Iordanul cu mantaua și Iordanul se despică, trece prin Iordan și oamenii văd. Omul credinței este printre noi, Dumnezeu lucrează în viața lui. Nu tot așa este în vremea noastră. Noi lucrăm foarte multe lucruri, dacă lucrăm, dar nu sunt lucrările credinței. Aș vrea să facem diferența între activismul religios și lucrările credinței. Pentru că poate să existe multă activitate, proiecte, planuri, investiții, dar s-ar putea ca ele să nu se suprapună cu ceea ce vrea Dumnezeu. Sau s-ar putea ca acolo să nu fie Dumnezeu. Și o zic, în primul rând, în dreptul meu. Și stau să mă gândesc cât la sută din ceea ce fac mai este reprezentat de puterea lui Dumnezeu și de voința lui Dumnezeu. Că noi am dezvoltat o rutină a slujirii, a activismului. A slujirii e mult spus. În care, da, facem lucruri. Dar facem, bisericile sunt goale, sunt lipsite de putere, sau pline și exaltate emoțional. Fiți atenți, și aici este o mare capcană. Lumea evanghelică este plină de exaltare emoțională. Și de multe ori se confundă această euforie emoțională cu prezența Duhului Sfânt. Însă, care este diferența între o exaltare emoțională de felul acesta și una lumească? Doar tematica, decorul. Însă, până la urmă, lucrurile sunt aceleași. Nu aș vrea să înțelegeți că judec pe cineva, nu judec pe nimeni, iubesc pe toată lumea și vreau să pun un filtru al cercetării asupra noastră, în primul rând asupra mea și asupra fiecăruia, să ne gândim dacă într-adevăr Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt în viața noastră și lucrăm conform voiei Lui sau am trecut pe un pilot automat în care ne mințim sau ne păcălim că Dumnezeu este acolo, chiar credem, ne-am repetat de atâtea ori lucrul acesta, dar de fapt El nu este acolo. Dacă e să ne uităm la rezultatele spectaculoase în ceea ce privește aderența mulțimilor în lucrarea lui Elisei, nu o să vedeți o popularitate foarte mare. Toți știau că este omul lui Dumnezeu, însă nu toți veneau să zică bravo Elisei ce faci. Ba dimpotrivă avea dușmani. Și cu toate acestea, viața de slujire a lui Elisei și nu doar a lui Elisei, purta pecetea Duhului lui Dumnezeu și a slujirii și aprobarea lui Dumnezeu. A venit o femeie la el, o femeie văduvă care rămăsese cu foarte multe datorii și a zis, uite, dacă nu plătesc datoriile astea, o să vină cămătare și o să-mi ia copiii. Acum stau să mă gândesc, dragii mei, eu ca predicator și dumneavoastră ca oameni ai credinței, dacă vine cineva cu astfel de cerere la dumneavoastră, ce am spune? L-am sfătuit, du-te și roagă-te. Încearcă, fă ce vrei sau poate că avem niște cunoștințe ca să intervină sau eu știu, poate știm niște interlopi că avem și cazuri din astea în care rezolvăm treburile bisericești cu relațiile și zicem, vai, merge lucrarea lui Dumnezeu, nu merge lucrarea lui Dumnezeu, merg relațiile noastre, mă duc și vorbesc la primărie, mă duc și vorbesc la Consiliul Județean, da, ai relații la Consiliul Județean, foarte bine. Și nu este rău lucrul acesta. Dar nu-L băga pe Dumnezeu în lucrarea asta. Pentru că este vorba de un demers pe care tu l-ai făcut. Înțelegeți? Linia foarte fină. Și femeia aceasta îi pune în față o problemă concretă. Dacă nu plătesc datoria, o să-mi ia copiii.
Ce ați face dacă ar veni cineva cu astfel de cerință? Păi du-te la poliție, rezolvă. Mă bași pe mine, Doamne, ferește-ți, v-am eu de a face cu interlopii, cu ăștia, cu cămătare. Tu, nici să n-aude așa ceva. Și imediat ne-am eschivat, ne-am spălat pe mâini, noi suntem creștini, nu ne băgăm noi din astea. Dar totuși Elisei găsește o soluție practică și spune, du-te, ce ai în casă? Am niște vase. Du-te și cere mai multe vase, umple-le cu un de lemn și se vor umple până când se vor termina vasele. Cere multe, multe vase. Și câtă vreme vor fi vase, va curge uleiul. Mai are cineva vreo astfel de pârghie astăzi? Din păcate, nu. Trebuie să recunoaștem. Nu avem astfel de procedee. Recurgem la cu totul altceva ca să înlocuim rugăciunea și relația cu Dumnezeu. Dar nu mai avem pârghile acestea, ne-am dezobișnuit. Și oricât de mult am face paradă cu credința noastră, trebuie să înțelegem că nu mai funcționează în felul acesta. Apoi, dacă ne uităm mai departe în viața lui Elisei, a venit o perioadă în care mergea pe la o femeie înstărită, la o familie înstărită, care nu avea copii. Și aș vrea să observați că sunt nevoi reale. Și răspunsul vine prin rugăciune, nu vine prin pârghii omenești. Dacă ar fi astăzi, am zice, da, cel mult ne rugăm și te sfătuim să mergi la niște specialiști ca să te ajute să ai copii. Dar nici de cum nu am spune, hai să ne rugăm lui Dumnezeu ca să rezolve El problema aceasta. Nu mai avem curajul acesta să ne rugăm doar lui Dumnezeu ca El să rezolve. Din moment ce avem atâția specialiști și atâția medici, și nu vreau să înțelegeți că vă sfătuiesc să nu mergeți la medici, nu! Dar sesizez o problemă prin care noi ne detașăm de credința aceea în Dumnezeu pentru că avem imediat soluția la îndemână. De ce să nu mai rog la Dumnezeu dacă am imediat medicamentul, am rezolvarea la ceea ce am eu ca problemă? Și Elisei i-a spus, la anul pe vremea asta o să ții în brațe un copil. Și așa s-a întâmplat. După o perioadă, cât o fi fost, câțiva ani, 10, 12 ani, băiatul zice s-a făcut mare și a putut să meargă la secerători, să ducă de mâncare acolo, a căzut jos, a leșinat și a murit. O altă problemă concretă, moartea. Ați văzut vreo înviere recent sau în viața dumneavoastră? Eu n-am văzut. Nu spun că Dumnezeu nu poate să facă, dar și nu știu nici de ce nu mai sunt învieri, dar un lucru știu sigur, că noi nu mai suntem oameni ai credinței. Din lumea creștină, noi nu mai suntem oameni ai credinței, suntem politicieni religioși, suntem ce vreți, dar nu mai oameni ai credinței nu mai suntem. Pretenții avem de felul acesta, însă lucrurile nu se mai întâmplă așa cum se întâmplau atunci. Ce a făcut Elisei? Spune că s-a rugat Domnului, s-a suit, s-a culcat pe copil și a pus gura lui pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui. S-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. S-a mai plimbat prin casă, încoace și încolo și din nou a făcut aceeași procedură și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Foarte interesant. Din cauza că nu se mai întâmplă lucrurile în felul acesta, în alta critică a spus, astea sunt niște povești frumoase. N-au cum să se întâmple, pentru că noi nu mai credem, înțelegeți? Pentru că noi nu mai credem și nu mai avem legătura aceasta cu Dumnezeu, au venit și au demolat toate minunile din Scriptură și pe toate le-au făcut mituri și povești. Iar Iisus era un fel inițiat din ăsta care știa el niște șmecherii, așa l-au făcut și teozofii și ceilalți mari teologi necredincioși, știa el niște lucruri pe care nu le știau ăștia alții. Și din cauza asta făcea el minunile, din cauza asta făcea el ceea ce a făcut.
Dar nu e nimic miraculos în ceea ce făcea Iisus. Astea sunt afirmațiile lor. Și să știți că acest curent al necredinței a infectat și creștinismul. Bineînțeles că noi nu afirmăm fățiș lucrurile astea, dar în momentul în care ești confruntat cu astfel de probleme, dai din umeri și zici, ce mai pot face? Nu mai am nimic de făcut. O altă problemă practică, foametea. S-au dus câțiva să culeagă niște curcubete și erau otrăvitoare. Oamenii mureau de foame. Și au făcut o ciorbă acolo, dar ciorba aceea nu era comestibilă, pentru că acele curcubete erau otrăvitoare. Și Elisei, văzând această problemă, a zis, luați făină, a aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce, și nu mai era nimic vătămător în oală. Wow! Iarăși o problemă concretă rezolvată de omul lui Dumnezeu. Astăzi avem atâtea soluții și avem atâtea lucruri de ales. La ce să te mai rogi ca să schimbe Dumnezeu o mâncare otrăvitoare într-una comestibilă? Că n-are nicio noimă, pentru că și dacă te duci la market, ai 15 feluri de pâine. Te încurci, nici nu știi pe care să o iei. Pentru ce să te mai rogi? Pâinea noastră, cea de toate zilele de nouă astăzi. La ce? Pentru că nu mai coci în cuptor, rar care mai coc pâine în cuptor, nu mai frămânți, nu mai cultivi grâul ca să vezi, să te rogi pentru ploaie, să simți că dacă nu dă Dumnezeu ploaie, n-ai pâine. Așa, nu plouă aici, las că plouă în Ucraina, în Elveția, în Germania, importăm, oricum avem, nu există. Sau în alte țări. Și n-ai motive să te rogi atât de arzător cum era în societatea agrară și în societatea în care oamenii chiar depindeau de binecuvântarea lui Dumnezeu. Țara lui Israel este o țară în care cel puțin mai de mult depindeau foarte mult de ploaia cerului. Acum, existând forajele de mare adâncime și irigațiile, nu mai este problema aceasta. Dar atunci depindeau foarte mult de ploaia cerului. Și în momentul în care Dumnezeu nu dădea ploaie, ei știau că e mare problemă. Aveți experiența din Rut, da? Când au trebuit să meargă în țara Moabului, nu mai ploua. Nu se mai făcea absolut nimic. Și Dumnezeu a pus în cadrul binecuvântării și a blestemului, condiționat de ascultare, lucrul acesta. Dacă vei asculta, voi da ploaie la vreme, vei avea roade, vei avea tot ce trebuie. Dacă nu vei asculta, vei fi blestemat și la câmp și acasă și rodul pântecelui și tot. Nu o să mai ai nimic. E, acum găsim tot felul de soluții. Și nu mai simțim atât de tare nevoia să ne mai rugăm lui Dumnezeu. Pentru că totul există la supermarket. Și atâta vreme cât va exista supermarketul, oamenii n-au motive, nu că nu au motive de mulțumire, dar nu au cuțitul la os să se roage cu atâta mulțumire și cu atâta ardoare ca Dumnezeu să le pună pe masă pâinea cea de toate zilele. Știi că te duci la servici, ai luat salarul la sfârșit de lună, pac, te-ai dus, ai umplut coșurile de cumpărături. Dacă vrei, mulțumești Dumnezeu, mai formal sau mai din inimă, dar până la urmă nu mai conștientizezi că e chiar atât de strânsă legătura aceasta între tine și Dumnezeu. Apoi, dacă vorbim de mulțirea pâinilor, a venit la el un om din Baal Shalisha, a adus pâine din cele din tâi roade omului lui Dumnezeu, era o vreme de foame, de fiți atenți. Și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac, și Elisei a zis, dă oamenilor acesta să mănânce. Deci să fie foamete, să vină cineva cu pâini de orz proaspăt coapte și tu să spui, dă oamenilor acestora să mănânce. Iarăși este ceva care apare ca scurt circuit în gândirea noastră. Nu este departe vremea când am avut pandemia. Păi în vremea aia s-au golit magazinele. Nu mai găseai drojdie.
Nu mai găseai niște produse din astea banale. Și am întrebat la casă, dar ce s-a întâmplat cu drojdia? Păi a venit înainte o doamnă și a luat nu știu câte baxuri. Dar nu era drojdie din aia uscată, să nu înțelegeți. Era drojdie din aia la calup mare, la 500 de grame. Dar zic, dar ce face cu atâta? Că aia să strică, n-ai cum să o ții, să o depozitezi atâta. Nu, zice, a luat-o toată. Înțelegeți? Ăștia suntem noi. În momentul în care ajungem într-o anumită criză, în momentul în care ajungem la un impas, se vede dacă avem sau nu credință în Dumnezeu. Însă, deocamdată, impasul acesta nu este atât de mare încât să amenințe viața noastră, că imediat sărim cu drepturile omului și cu statul ne apără încă și sunt anumite lucruri care ne sunt în avantaj. Mâncare, să murim de foame, tot nu murim de foame, că și dacă ești cel mai pârlit, tot primești un ajutor social sau ceva și până la urmă tot îți găsești de mâncare, mai ușor decât mai de mult, și atunci la ce să te mai rogi? Sau la ce să mai ai o credință atât de mare care să mute munții? Despre vindecări, la fel, este un subiect foarte interesant. În Iacov se vorbește despre serviciul ungerii. Și zice, dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii, să-i facă ungerea cu un de lemn, să se roage pentru el, să-și mărturisească păcatele și Domnul va însănătoși și pe cel bolnav. Foarte rar se mai apelează la lucrul acesta. Și am asistat de câteva ori și cred că o dată am făcut un serviciu de ungere și ziceau frații printre altele, dar de ce să facem serviciu de ungere? Ca să moară? Și mi-am dat seama și atunci că, de fapt, noi nu mai avem nici practica aceasta. Nu mai avem încrederea că Dumnezeu poate să vindece. Dacă ne uităm în viața lui Elisei, minunile curg una după alta. Bineînțeles, a fost profetul lui Dumnezeu. Ok, a fost. Să zicem că este un dar pe care nu-l are oricine. Accept și asta. Dar în zilele noastre, spuneți-mi, cine mai are darurile acestea? Asta e problema. Pentru că explicații putem găsi foarte multe. Însă, cel puțin deocamdată, n-am văzut pe nimeni, și nu o spun din perspectiva de sceptic, ci sunt îndurerat, îmi dau seama că, de fapt, nu mai există așa ceva. Și Mântuitorul a pus pe bune întrebarea asta, când va veni Fiul omului, va mai găsi credință pe pământ? Va mai găsi oameni ai credinței? Urmează minunea cu securea care plutește pe apă, orbirea sirienilor, minunea cu înfrângerea sirienilor, da, tot pe vremea de foamete, când îngerul Domnului a venit și a omorât câteva, peste 100.000, da, din tabăra sirienilor. Și Elisei apare ca o constantă a credinței în poporul lui Dumnezeu. Lucru pe care rar sau foarte rar sau deloc nu-l mai vedem astăzi. Aș vrea să am soluții la problemele acestea, dar cel puțin nu am decât niște frământări pe care le împărtășesc cu dumneavoastră la acest altar de seară. Pentru că aș vrea chiar să vedem dacă are relevanță ceea ce facem noi în sfera aceasta a credinței, a credințelor, a spiritualității, a vieții de biserică. În seara aceasta nu pot decât să expun ceea ce simt și să vă las pe dumneavoastră să continuați acasă cercetarea aceasta și problemele pe care le-am deschis. Pentru că
dacă nu ne gândim la ele, noi o să mergem tot înainte cu ideea că suntem oameni credincioși și că noi facem și o să ne trezim când Dumnezeu ne ia la rost în ziua judecății, că de fapt noi suntem total departe de ceea ce a vrut El în viața noastră. În concluzie, aș vrea să avem totuși această credință că Dumnezeu poate să învie credința în viața noastră. Însă avem nevoie de acea sinceritate și acea concretizare și creonare a realității prin care să ne dăm seama de ceea ce trăim și ceea ce suntem. Problema laodiceanului, a credinciosului din vremea sfârșitului, este că el crede că este și martorul credincios spune, tu nu știi că ești altfel. Și această corecție a vederii nu poate veni decât ca un rezultat al lucrării Duhului Sfânt. Și în momentul în care îți dai seama că ești cât se poate de jos, abia atunci poate Duhul Sfânt să înceapă să lucreze în viața ta și să te schimbe, să te transforme, să devii un om al credinței, dintr-un om care le știe pe toate și le face pe toate în numele lui Dumnezeu, în numele Bisericii, în numele credinței, în numele Scripturii, dar de fapt nu este așa, pentru că realitatea infirmă ceea ce se întâmplă în viața noastră. Cu această concluzie ușor derutantă și poate descurajantă pentru mulți dintre voi, aș vrea să închei meditația din seara aceasta, pentru că vă împărtășesc sincer, nu-mi place să abordez subiecte teoretice pe care nu le simt, pe care nu le am în suflet și care nu mă frământă. Și puteți să vă gândiți, puteți să vă rugați și să vedeți cine mai crede cu adevărat astăzi în Dumnezeu, în Scriptură și cine mai crede în lucrarea Duhului Sfânt. Și cu aceste întrebări aș dori să încheiem meditația. Amin. Vă invit ca în momentele următoare să ne ridicăm și să înălțăm Domnului o rugăciune de mulțumire și prin care să cerem ca El să lucreze în viața noastră. Ne ridicăm. Tată iubit care locuiești în ceruri, venim înaintea Ta în seara aceasta, cercetați de cuvântul Tău și dându-ne seama că foarte multe dintre lucrurile pe care noi le facem nu sunt neapărat lucrarea Ta, este un activism al nostru, este un șir de fapte bune, pioase, dar care nu reprezintă neapărat voia Ta și nu poartă pecetea Ta. Doamne, de multe ori suntem derutați și nu știm încotro să mergem, dar avem încredere în Tine și știm că, bazându-ne pe cuvântul Tău, putem să avem parte de cercetarea Duhului Sfânt și de puterea Duhului Sfânt. Te rugăm, cercetează-ne pe fiecare dintre noi, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune, dă-ne credință și ajută-ne, Doamne, ca să fim zidiți în viața spirituală și să ne trezim din această amorțire și din această iluzie în care trăim de atâția ani de zile. Doamne, Te rugăm, lasă pacea și binecuvântarea peste noi. Binecuvântează și pe toți aceia care ne ascultă din toate colțurile lumii și din țara noastră. Binecuvântează-le familiile, binecuvântează-le inimile, Doamne, și ajută ca acolo să locuiască Duhul Tău cel Sfânt și să vedem o lucrare adevărată în viața noastră. Te rugăm că răuzește-ne în seara aceasta, rămâi cu noi pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.